Ministrul Sănătății Sorin Câmpeanu vorbește chiar în aceste momente la Parlament despre redeschiderea școlilor. Te invit să-l ascultăm împreună. În condiții similare, suprafețe identice ale claselor, cei de clasa 4, spre exemplu, pot veni la școală cu efectiv complet și e foarte bine că pot veni la școală. Am solicitat eliminarea acestei condiții. De asemenea, am solicitat și în Comitetul Interministerial și Ministerul Sănătății reanalizarea solicitării pe care Ministerul Educației a făcut-o încă din luna martie, pentru a se putea permite prezență fizică în toate școlile speciale. Este vorba de un număr de 185 de școli speciale, în care învață 27.750 de elevi cu cerințe educaționale speciale, mulți dintre ei cu tulburări din spectru TSA. Este vorba de elevi care învață în grupe de 4 până la 6 elevi în cazul deficiențelor grave, deci nici vorba de problema distanțării adecvate. Este vorba de elevi care beneficiază de asistență medicală pe întreg parcursul procesului didactic. Este vorba de elevi care au nevoie de cabinete de stimulare polisenzorială. Este vorba de elevi care au nevoie de cabinete de stimulare psihomotrică, au nevoie de cabinete de logopedie, au nevoie de kinetoterapie. În mod evident, aceste servicii nu pot fi asigurate în online, nu pot fi asigurate acasă. Fiecare zi de întârziere înseamnă un pas către un eșec educațional și de integrare socială a acestor peste 27.000 de elevi. Sunt convins că din ce în ce mai mulți profesori se vor vaccina. Ministerul Educației a organizat acea campanie, vom susține și alte activități de informare complete și corectă pentru care să se ia decizia în cunoștință de cauză, vaccinarea fiind un act voluntar. Sunt convins că se va face. Opinia dumneavoastră acest an școlar. Intenționăm să promovăm o ordonanță de urgență prin care să permitem înființarea unei cabinet de psihopedagogie, de orientare la nivelul fiecărei școli. Este nevoie de acești consilieri în școlile din România. Cu siguranță da, pentru că această perioadă a fost o perioadă dificilă, în egală măsură, pentru elevi, părinți și profesori. Programul de ore remediale, programul de ore de recuperare, care s-a putut derula inclusiv pe perioada vacanței, care presupune un număr de aproape 250.000 de elevi. Este un program necesar, dar nu suficient. Acesta este un motiv în plus pentru a permite prezența fizică, fără efective înjumătățite a celor din clasele terminale, deoarece Ministrul Educației a propus extinderea acestui program pe toată durata anului școlar viitor, 2021-2022, ori cei care sunt în clasele terminale nu vor mai putea beneficia de aceste ore de recuperare. Iar pierderile generate de această criză sanitară sunt mari și foarte mari. Sunt pierderi neuniforme, sunt pierderi care vor putea fi recuperate cu greu. Orice măsură care vizează această acțiune de recuperare este binevenită. Sorin Câmpeanu, ministrul Educației, pierderile generate în această perioadă de pandemie în educația copiilor sunt mari și foarte mari, sunt neuniforme și sunt pierderi care vor fi recuperate foarte greu, spune el. Ministrul Educației cere în continuare ca să se permită elevilor cu nevoi speciale să se întoarcă la școală, pentru că ei oricum învață în grupe mici de câte 4 și nevoile lor nu pot fi asigurate acasă. Sunt convins că tot mai mulți profesori se vor vaccina, mai spune Sorin Câmpeanu, și încă o declarație legată de programul de ore remediale. Acesta este necesar, dar nu suficient, este un motiv în plus pentru a permite elevilor din clasele terminale să vină la școală și să recupereze materia pierdută în acest an de pandemie.